de Barbul, să continuăm execuția de parcări din fondurile municipiului Baia Mare pentru a asigura un număr suficient de parcări pentru ca cele patru benzi să nu fie ale străzii grănicilor, să nu fie afectate, respectiv cele două benzi dinspre trotuar. Am avut anumite comentarii și sugestii la adresa constructorilor cu privire la zonele verzi care trebuie amenajate. Am agreat varianta în care vom face acest lucru, astfel încât lucrarea, în momentul în care ea va fi predată, să fie predată cu tot ceea ce înseamnă trotuare, bineînțeles carosabil, dar și zonele verzi care sunt gândite în acest proiect. Îmi doresc foarte mult să avem o colaborare cât mai bună cu cei care dețin rețele și să își introducă foarte rapid rețelele în canalizația pe care constructorii au făcut-o. Bineînțeles, în aceeași manieră să rapidă să eliminăm și stâlpii vechi care erau utilizați pentru iluminat, pentru rețele electrice, respectiv pentru alte tipuri de rețele, inclusiv ați văzut că pe stâlpii noi s-a mutat și linia de troleibus, care e într-un fel într-un proiect paralel cu acest proiect de reabilitare a străzii grănicerilor. Într-un ritm alert, pentru că vremea ne permite, urmând să vă invităm la inaugurarea acestei lucrări. Deocamdată cred că se poate și mai bine în ceea ce înseamnă muncă pe care o fac constructorii aici, dar nu pot să nu apreciez totuși un plus față de ceea ce vedem în alte șantiere. De faptul că la buna realizare a ei, respectiv acel deziderat pe care vi-l spunea domnul primar mai înainte, concură foarte mulți factori și foarte multe firme. Pe lângă cei trei constructori care se ocupă de reabilitarea acestei străzi, mai avem acel proiect la care făcea referire domnul primar cu extinderea liniei de troleibuz. Utilizăm toate zonele verzi, fie că sunt situate în aliniamentul străzii grănicilor sau sunt adiacente străzii grănicilor către interiorul blocurilor și nu în primul rând vrem ca să realizăm și acele legături cu strada grănicerilor, accesele către blocuri, să extindem parcările care au fost prinse în proiect. Din păcate, n-am putut să prindem în acest proiect tot ce ne-am fi dorit să realizăm, din acest motiv, pe lângă banii europeni care sunt direcționați către reabilitarea străzii grănicilor, respectiv pentru partea de extinderea liniei de troleibuz, vom folosi și bani de la bugetul local, în special pentru realizarea acceselor către blocuri, extinderea parcărilor și reabilitarea zonelor verzi. Din ușoară teamă legată de turnarea stratului de uzură, acest MASF special pe care l-am mai folosit în Baia Mare pe Bulevardul Unirii, într-o perioadă așa ușor târzie și eram curios să văd dacă lucrurile vor sta în regulă după ce trece perioada de iarnă și pot să vă asigur că lucrurile stau foarte bine din acest punct de vedere. Acea teamă ușoară pe care am avut-o este risipită în momentul de față. Nu vom avea niciun fel de probleme la stratul de uzură, care până la urmă ne interesează cel mai mult. Stratul de uzură a fost turnat, fac mențiunea, doar între intersecția